Preotul ne-a întâmpinat. Am stat 12 ani în Marea Britanie. Am fost preot la Londra, în Anglia și în Scoția, la Glasgow. Și am revenit în 2014 în România. E prima dată când vin în Bursana și ăsta este locul cel mai frumos, cu cea mai plăcută încărcătură. Am ajuns într-un loc sfânt, într-o biserică cu foarte multă istorie. Bună seara, bună seara tuturor. Bună seara, copii, bună seara. Bună seara, copii. Doamne ajută. Da, ce frumos. Nu avem ce să facem așa. Ne-a povestit un pic despre istoria bisericii. În 1711 a fost construită biserica în apropiere unde e mănăstirea acum. Cum a fost strămutată, că ea a fost mai jos undeva spre mănăstirea Bârsana, dar cum atunci veneau foarte mulți și invadau în această zonă, le dătea foc bisericilor și comunitatea a demontat-o și a montat-o aici, că e în mijlocul satului. Pentru noi, România, aceste biserici sunt cele mai reprezentative și vedeți că nu intră foarte multă lume în ele. Nu, nu, nu. Da. Pune că bătrânii puneau urechea la lemn și ascultau slujba. Ah, ce frumos! Deci, în inima acestui lemn sunt slujbe. Sunt slujbele, vibrațiile de botez, de înmormântare, de cununie. Și acolo, părintele ne-a prezentat corul de copii cu care el lucrează. Ne vor cânta niște pricezne care ei le cântă numai acum, în această perioadă, înaintea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Odată ce au început cântecele, nimeni, îi simțeam pe toți, nimeni nu mai vorbea. Ne-a cântat una, ne-a cântat a doua, ne-a cântat a treia. Eram toți impresionați. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii la primilor. Eu m-am emoționat foarte tare și am cedat un pic, dar da, a fost o emoție pentru mine și doar pentru mine. Nu pot să împărtășesc cu voi treaba asta, chiar a fost a mea personală cu mine. Toți am plâns, toți ne-au sensibilizat foarte tare. S-au cântat niște cânte, ce m-a impresionat foarte mult. În timp ce copiii ăștia cântau cu atâta plăcere, cu atâta dragoste, simțeai energia lor. Ne-a băgat în povestea lor. Biserica avea o energie, avea... Nu, de nedescris. Trebuie să fii acolo ca să înțelegi. L-am întrebat pe părinte dacă pot să intru și eu în biserică. Și nu era lumină în biserică, ce pătrundea prin cele două gemulețe mici, mici, mici din lateral, și era cumva așa o atmosferă de Tarkovski, de film tarkovskian. Am simțit nevoia să fiu eu cu mine în acea bisericuță, cum nu mai întâlnești prea multe în zilele noastre, foarte simplă și foarte aproape de Dumnezeu prin simplitatea ei. Noi intrăm în catedrale, în patriarhii, în mitropolii, în nu știu ce. Nu mai sunt bisericuțe de-astea, dar a fost ceva special acolo. A fost. Acolo am avut senzația că aș vrea ca să mai stea timpul, să nu... să mai rămână,
să mai rămână timpul. Să rămână, părinte. Să Doamne ajută! La revedere, copii, ne vedem mâine. Doamne ajută! Doamne ajută! Ce este? Ai dreptat? Tehnologia avansă foarte mult. Și e bine că ne întoarcem acasă. Ne este bine nou. Așa sufletului nostru. Da. Aici ați venit pe acasă, să știți. Da. Ei, sunt rădăcinile aici și... Identitatea unui popor și a unei persoane până la urmă se găsește în rădăcinile pe care le-a. Dacă nu mai ai rădăcini, ești în bătaia vântului. Și rădăcinile noastre sunt aici, că ne place, că nu ne place. Și atunci, dacă ele sunt aici, haide cumva să facem ca din rădăcinile astea să crească ceva. Poți să le ai pe toate, știți, în viață. Dacă nu te poți bucura așa la... Trebuie să tragem cu dinții, da, să nu se termine și la noi. Asta e cel mai important. Eu pentru asta am venit. Odată.